zi de foc pentru pompierii Câmpulungeni. Duminică, în mai puțin de 2 ore, aceștia au fost solicitați să intervină la 2 incendii de vegetație uscată și mărăciniș în comuna Godeni, respectiv în comuna Mihăiești, sat Drăghici. Astfel, în total au ars aproximativ 18.000 de metri pătrați de vegetație uscată, lăstăriș și mărăciniș, intervențiile pompierilor fiind îngreunate de vântul puternic și accesul greu până la locul incendiilor. Astfel, în satul Drăghici, aceștia au fost nevoiți să urce pe jos aproximativ 600 de metri pe daluri. Pompierii atrag atenția cetățenilor că lipsa precipitațiilor, coroborată cu neglijența oamenilor, duc la evenimente nedorite. Astfel, focul nesupravegheat se poate extinde la locuințe, la anexe sau adăposturi de animale aflate în câmp, producând pagube însemnate. Totodată, aceștia înștiințează oamenii că incendierea terenurilor este sancționată cu o amendă de 2500 de lei.